După foarte, foarte multe emoții pe care le-am avut atunci, cred că este și explicabil. Am participat cu Festivalul Egalității Șanselor pentru Copii și Tineret, inim la unison, la Gala Voluntariatului 2013 și am avut bucuria ca seară din cele 5 proiecte din domeniul social să fie ales proiectul nostru. A fost un lucru extraordinar de plăcut pentru mine, dar în același timp copleșitor, pentru că eram singură și nu aveam suportul necesar să pot să rezist atâtor emoții. Dar am reușit până la urmă și aș vrea să vă arăt care este distincția pe care am primit-o. Este aceasta, oferită de Federația. Alte instituții, Gala Națională a Voluntarilor, se acordă proiectului Festivalul Egalității Șanselor pentru Copii și Tineret inim la unison, pentru rezultate deosebite în cadrul activității de voluntariat, distincția proiectul de voluntariat al anului 2013 în domeniul social. Acest premiu aparține Asociației Umanitare inim la unison, dar în egală măsură aparține și Liceului Tehnologic Sfântul Stelian, pentru că am fost parteneri ai acestei asociații în realizarea acestui festival. Mă gândesc eu că dacă o primă ediție a unui festival, unde de obicei mai sunt și imperfecțiuni, sunt lucruri care scapă, a primit o astfel de distincție, asta ne obligă pe viitor ca celelalte ediții să le realizăm mult mai bine și să fim atenți la lucrurile care poate au constituit oarecum o piedică în realizarea unei performanțe mai mari, dar eu cred că această recunoaștere este suficientă pentru a porni cu, eu știu, cu un avans către următoarea ediție. Vreau să invit aici pe câțiva dintre cei 25 de voluntari care au contribuit la această performanță. Ei se află în sală, îi rog să vină aici și vă rog să-i aplaudați. Victorin Kravinski, Galerii Florin, Paul Iubinski, lista voastră, distinția, Nicu Ardebalan, Ovidiu Ciubotaru și Sabina Andraia. Desigur, și Costel Luchian, te rog să vii, și Alexandra Gavriloae. Ei vor invitație specială, după cum observați. Sigur că da. Așa, puteți, așa, puteți să... Da. Nu acoperiți fața. Nu acoperiți fața. Cei care sunteți astăzi aici, boboceii pe care i-am adus și încercăm să-i creștem și să-i aducem la același nivel cu aceștia, sigur că veți fi probabil cei care veți avea asemenea distincții în anii următori. Elena